Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la 60 de minute. Sunt Mariana Zberianu. Ne enervăm mai repede, nu ne mai suportăm unii pe alții, nu ne mai suportăm pe noi înșine și ne ghidăm mai degrabă după legile junglei decât ale unei societăți moderne. Suntem parcă din ce în ce mai captivi junglei domestice, junglei urbane, junglei sociale, junglei politice în care trăim. Și, de parcă nu ar fi suficient, la toate acestea se adaugă și jungla din noi înșine. Trăim într-o lume în care totul în jurul nostru se clatină, inclusiv podeaua de sub noi, și asemenea marinarilor care fac față unei furtuni atunci când vasul este clătinat de furtună, trebuie să facem față și noi. Indiferent dacă această junglă este despre ziua proastă pe care am avut-o, despre problemele care ne împovărează sau despre cum reacționăm la o situație sau alta, un lucru este cert. Toată această sălbăticie o regăsim în viețile noastre. Iar noi suntem cei care alegem să o privim prin ecranul telefonului, al laptopului sau al televizorului. Despre adevăruri și neadevăruri, despre fake news-uri și news-uri, despre libertatea de a alege și despre spectacolul Jungla TV de Gigi Căciuleanu vorbim în emisiunea de astăzi. Vedem un fragment pentru început. Sârmă cu ghimbi, umbră dungată, peste haine, peste trupul gol, peste ficați și crei. Azi, coborând pe scară, m-am întâlnit cu Dumnezeu, care urca. E doar un fragment din spectacolul despre care vă pomeneam ceva mai devreme, Jungla TV, un spectacol de Gigi Căciuleanu cu Alina Petrică și Larry Georgescu. Actori în platou, deocamdată alături de mine, este Alina Petrică. Alina, bună seara și mulțumesc tare mult pentru că ești alături de noi. Bună seara și eu mulțumesc pentru invitație. Mă uitam la imagini și mi s-a făcut dor de spectacol. Dar mai e puțin, nu? Până mai, e puțin, când, duminică, mai puțin de o nu? Săptămână, da. Duminică pe 14 noiembrie jucăm de la ora 19 la Teatrul Dramaturgilor Români. Nu l-am mai jucat de aproape o lună și o săptămână. Și mi s-a făcut dor. Da, o lună aștept. Și o săptămână și ți s-a făcut dor. Nu te plictisești repede de un spectacol, nu? Mai ales de un nu astfel mă plictisesc niciodată de un spectacol, pentru că de fiecare dată este altfel. Un spectacol are o structură fixă, are o coreografie fixă, dar are mereu alt public. Noi suntem într-un fel sau altul diferiți de fiecare dată. Energia, cu siguranță, e diferită de fiecare dată. Așa că nu prea e cum să te plictisești. Haideți să le spunem, Alina, celor care se uită la noi, până să vedem cum a apărut, de fapt, ideea acestui spectacol, cum te-a ales pe tine, Larry, ca să zic așa? Va trebui să-l întreb pe el. Atunci, pe tine o să te întreb cum te-a convins, Larry, ca să... Îmi doream de ceva timp să-l cunosc pe Larry ca partener de scenă, pentru că știam multe lucruri frumoase și bune despre el. L-am văzut pe scenă și mi-a plăcut forța lui și mi-a plăcut nebunia de care dă dovadă pe scenă. Și mai mult decât atât, mi-a plăcut școala pe care știu că o are, școala care se numește Școala Gigi Căciuleanu. Și am zis, da, vreau să jucăm împreună, da.
Și al doilea motiv pentru care am spus da din tot sufletul la acest proiect a fost textul lui Gigi, pentru că noi inițial am pornit împreună pe acest drum fără să știm că Gigi va conduce acest proiect, va regiza. Și am zis da, am citit textul. Dar practic ați început voi doi așa să faceți repetiții? Am început să un ușor gândiți, tango adică artistic. Ideea care era? Că practic nu se punea problema la acel moment, că va fi Jungla TV, numele spectacolului. Era puțin imposibil să ne gândim că putem să-l avem pe Gigi la cârma acestui spectacol, pentru că Gigi era în Franța. Gigi a rămas în continuare în Franța pe perioada repetițiilor, dar până în momentul în care nu s-a rupt pisica și s-a hotărât că vine Gigi și ne regizează, nu ne-am gândit că acest lucru ar putea să fie posibil. Și uite că a fost. Iar lucrul acesta s-a întâmplat undeva, cred că anul trecut, tot pe vremea asta, nu? Cam anul trecut pe vremea asta am primit un telefon. Așa. Da. Anul trecut pe vremea asta am primit un telefon de la domnul Georgescu. Și mi-a zis, vrei să facem ceva împreună? Uite, ăsta e textul lui Gigi. Mai lucraseră ți împreună? Nu, a fost prima noastră colaborare. Asta este prima noastră colaborare. Ăsta e textul lui Gigi, hai să ne vedem să povestim. Mi-a povestit că Adi Năur este la butoanele muzicale. El va scrie muzica pentru spectacol. Soția lui Corina Boboc Georgescu va face costumele, va face decorul. Tu ce făceai în acea perioadă? Adică cum absolut nimic, prins? Sufeream. Da? Terminase de citit cărțile de dezvoltare personală prin care am trecut am cu toții în această pandemie. Am terminat jumătate de psihologie, nu? Până în momentul ăla. Că poate la un moment dat o să vorbim și despre asta. Și ai zis de ce nu? Adică după ce deja ai înțeles ce înseamnă, despre ce e viața, nu? Pentru că ai înțeles niște lucruri în această pandemie. Eu cred că n-am înțeles nimic despre ce e viața. Doar ți-ai pus niște întrebări. Dar am început să-mi pun clar niște întrebări, să încerc să creionez niște răspunsuri și mi-am dat seama clar că aceste răspunsuri se schimbă de la o zi la alta, de la o secundă la alta. Așa că mi-am propus să nu mă mai gândesc, ci să trăiesc și să acționez, așa că am spus da acestei invitații. Ai spus da acestei invitații care a venit din partea acestui domn, domnul Georgescu, nu că tot îi spuneai ceva mai devreme. Larry Georgescu, bună seara, mulțumesc pentru că ești alături de noi. O întrebam pe Alina, sinceră să fiu, îmi propusesem să încep emisiunea cu totul altfel, evident, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice provocare și orice imprevizibil, nu? Care apare tot timpul. O întrebam pe Alina cum de a venit această invitație. Alina a zis că mi-e destul de greu să explic cum, mai bine întreabă-l pe Larry de ce s-a gândit la mine. Am întrebat-o pe ea de ce a acceptat, dar ideea cum? De ce te-ai gândit la Alina? Știi, cumva a venit foarte neașteptată întâlnirea cu Alina, pentru că, bine, eu știam pe Alina de foarte multă vreme, dar cum nu se întâmplă în teatru, în mod normal, o actriță a recomandat-o pe Alina, și anume sora soției mele, cu care eram la un moment dat la masă și vorbeam împreună cu soția mea și cu sora soției mele, care este actriță la Teatrul Național din Iași, Andreea Boboc, și îi ziceam, uite, am un text și nu știu cu cine aș putea să fac textul ăsta, am nevoie de o fată care să fie puternică, strong, să se miște bine și să și vorbească bine. Și atât ea cât și Corina, soția mea, o văzuseră pe Alina în... cred că unde te văzuseră? În... la circ, în Alice, în Alice în Țara Minunilor. Da. Și au zis, de ce nu încearcă cu Alina Petrică? Și aia a fost, adică a fost așa. Am sunat-o pe Alina, Alina a zis da, ne-am întâlnit la Teatrul Național, am avut câteva întâlniri împreună cu Adrian Năur. Dar stai că nu vreau cât îți tragi puțin sufletul, da. nu vreau să trecem foarte ușor peste partea asta, cu pentru că se știe foarte clar că în medicină, în artă, că vorbim de teatru, că vorbim de operă, că vorbim de alt gen de artă, orgoliile sunt la ele acasă, sau cum să spun, și pomenai ceva mai devreme de... există și, cum să spun, la polul opus, nu? Și oameni care își vor binere, care te recomandă, care au vorbe, nu? Bune despre Știi, tine. De fapt, lumea noastră e foarte mică, e o lume destul de mică. Deși pare că e mare, deși sunt foarte mulți oameni care termină facultatea de teatru, adică, în principiu, oamenii care joacă sunt cam aceiași mai peste tot. Și există o mixtiune între cei care joacă și între cei care joacă mai puțin. Dar așa e. E și o lume plină de orgolii. Nu știu de ce ai comparat cu lumea
medicinei, ai zis, deci am comparat, pentru că zilele trecute am avut invitat un neurochirurg celebru la noi în România, da? Domnul profesor Vlad Ciura, care ne-a vorbit fix despre chestiunea asta. Adică uite, e și în rândul medicilor, deci... Răsufli ușurat când am spus exact. Acolo. Da, da, deci nu sunteți deosebiți prin asta, ca să zic așa. Da, mă, din păcate așa cumva e peste tot. Doar că... E adevărat că te simți mult mai bine când vezi că se întâmplă și astfel de situații. Acum, ca și o paranteză, pentru că era o paranteză, am înțeles cum a ajuns Alina să joace în acest spectacol cu tine. A urmat câteva săptămâni în care ce ați făcut? V-ați jucat de a piesa? Ca să am tatonat un pic, da, am tatonat un pic terenul artistic al textului. Ne-am mișcat un pic, ne-am ridicat un pic de la masă și ne-am jucat un pic pe partea asta de mișcare. Țin minte că au fost niște repetiții filmate pe care le-a trimis Lari domnului Căciuleanu. Și domnul Căciuleanu la un moment dat a zis, a să vin eu acolo să fac treabă, măi, copii măi. Da, adevărul e că l-am ambiționat un pic pe Gigi, pentru că eu i-am propus lui Gigi, dat fiindcă nu repetasem niciodată cu cineva pe internet, i-am propus lui Gigi ca noi să lucrăm și el cumva să ne coordoneze de acolo, văzând ce lucrăm noi și cu ce propuneri venim noi. Ne-a lăsat o săptămână, poate chiar o săptămână, chiar vreo mai bine, vreo două. Și într-un final a zis, Larie, uite cum stau lucrurile. Ori îl faceți voi, ori îl fac eu cu voi. Și cred că ar fi mai inspirat să-l fac eu cu voi, chiar dacă suntem așa la distanță și chiar dacă ne coordonăm prin internet. Oricum, directorul teatrului, și anume Marius Bodochi, directorul Teatrului Dramaturgilor Români, avea nevoie, adică de fapt una dintre condițiile lui a fost ca Gigi să semneze acest spectacol și Gigi n-ar fi semnat spectacolul ăsta decât dacă l-ar fi făcut el. Și așa s-a întâmplat că a intrat cu mult curaj în tot ce am lucrat noi, aproape că a dispărut tot, mai puțin un moment de care suntem mândri, cred că și eu și Alina, pentru da, că e un moment care a rezistat, e un moment militaresc, soldățesc, pe un text care e scris tot așa soldățesc. Și este unul dintre de fapt, na, pentru mine tot spectacolul are momente care alternează și care îl face să fie foarte divers și așa ca un roller coaster, atât pentru noi cât și pentru spectatori. Adică nu e o chestie care să te plictisească și care să te țină inactiv în scaun, pentru că vine cu foarte multe surprize, foarte multe surprize lingvistice, foarte mult umor în poeziile lui Gigi, foarte multă profunzime în poeziile lui și foarte multă ludicitate între noi doi. Pentru că totul se bazează pe o relație greu de descris, o relație care se inventează la fața locului de fiecare dată și cu fiecare reprezentație. Cu cât jucăm mai des, lasă-mă să spun asta, te rog. Cu cât jucăm mai des, cu atât spectacolul, după părerea mea, câștigă mai mult în comunicarea mea cu Alina. Și așa se face că am crescut de la o reprezentație la alta. Voiam să te întreb, pentru cei care se uită la noi și n-au văzut spectacolul până acum, Alina spunea că e dor deja de acest spectacol. Și mie. Am văzut niște imagini. Și la fel. Am văzut niște imagini din spectacol și mi-am dat seama că nu l-am mai jucat de o lună și o săptămână și vreau odată să ne apucăm de treabă, să ne vedem la repetiții și să jucăm. Fotografiile astea trebuie neapărat să știți că fotografiile astea sunt făcute de Anastasia Atanasoska, Sice, cum îi zic eu, o foarte bună prietenă de-a mea, și o altă bună parte din fotografie este făcută de Miluță Fluieraș. Cu Miluță, culmea, care este și primul om care ne-a făcut fotografii la acest spectacol, am lucrat și un videoclip în care el, de fapt, Alina m-a propus pe mine și am făcut un cuplu într-un videoclip filmat de Miluță Fluieraș, care mai apoi a venit la spectacol. El e un fotograf de concerte și se vede că pozele lui au o dinamică specială, o dinamică de concert, da, de-a drept. Sunt puternice, da. Vreau să vorbim puțin despre cum a fost pentru tine, Alina, experiența asta de a juca un alt fel de spectacol decât alea cu care erai obișnuită? Cum te-ai raportat la tot ce înseamnă mișcare? Cum ați găsit chimia aceea? Cum ați ajuns să vibrați așa cum și-ar fi dorit, probabil, dincolo de ecran? Pentru că o să ajungem să vorbim ceva mai târziu și cu Gigi Căciuleanu, că practic i-a luat ceva timp până să... Și vouă v-a luat, probabil, până să vă obișnuiți unul cu altul. Cum a fost pentru tine? Ideea asta de mișcare, de dans, de teatru dans, de spectacol în mișcare nu mi era nefamiliară, pentru că se pare că până în acest moment cariera mea pe asta s-a bazat. Am făcut musical, am lucrat cu Răzvan Mazilu foarte mult, am făcut teatru dans inclusiv în facultate și după facultate și așa mai departe. În schimb, nimic din ce am făcut până acum din categoria asta de teatru mișcat
nu a semănat cu lumea și cu poezia și cu școala lui Gigi. Pentru că Gigi este un material extrem de special, total diferit față de tot ce am cunoscut până acum. Oricum, fiecare artist, am lucrat cu niște artiști foarte puternici și foarte colorați, care gizori până acum, și fiecare a venit cu propria lui lume. Gigi a venit cu o lume la fel de specială, în primul și în primul rând pornind de la poeziile lui, care sunt extrem de versatile, adică pot fi extrem de metaforice, în același timp pot fi extrem de realiste, dacă stai să înțelegi și dacă iei cuvânt cu cuvânt din ce se întâmplă acolo. Și toată această nebunie a ajuns să se transpună în cele din urmă în corpurile, sufletele, conexiunea dintre noi în spectacol. Nu mi-a fost ușor. Nu mi-a fost ușor deloc, pentru că nu-l cunoșteam pe Gigi deloc. Îl știam doar ca regizor al unor spectacole pe care le-am văzut și pe care le-am apreciat enorm ca spectator. Pe Larry la fel nu-l știam, dar cu Larry conexiunea s-a produs mult mai repede, pentru că eram acolo, buză în buză, pe scenă, în costum de mișcare, și e într-un fel să ai contact fizic, real, cu omul de lângă tine, și în alt fel să-l vezi pe un monstru artistic, pe un ecran, care îți spune că vrea niște lucruri de la tine, și până să înțelegi ce vrea de la tine, tu nu-i cunoști limbajul, nu-i cunoști așteptările, nu-i cunoști frecvența, nu-i cunoști energia. Și balansul ăsta a fost destul de complicat și a cerut mult din carnea mea artistică, dar mă bucur că a cerut mult, pentru că așa mi-au mai crescut niște solzi. și nu din altă cauză. Îmi amintesc că Larry, într-un interviu pe care l-ai dat, cred că acum vreo 3 ani, Irinei Margareta Nistor, vorbeai despre faptul că când e vorba de dans, nu te poți gândi decât să lucrezi cu niște oameni foarte pregătiți în asta, și evident făceai referire la Gigi Căciuleanu și la Miriam Răducanu. De data asta, cum a fost? Pentru că tu atunci spuneai că, să spunem, te vedeai dansator cam 10%, să zic, restul actor. De data asta, cum a fost? Ce s-a schimbat de atunci și până acum? Apropo de ce spune Alina, că i-a fost destul de greu, pentru tine acum cum a fost experiența cu spectacolul ăsta? Păi, eu spuneam că nu mă văd lucrând decât cu niște profesioniști în domeniul dansului sau în domeniul mișcării, pentru că ei se ocupă mai degrabă de mișcare decât de dans. Dansul este un cuvânt, după părerea mea, care, culmea, restricționează arta dansului. E aproape în opoziție, pentru că dansul, de cele mai multe ori, pentru oamenii obișnuiți, care nu sunt obișnuiți, care nu iau parte la fenomen, reprezintă mai degrabă o formă de dănțuială, cum bine zice Gigi Căciuleanu. Spuneam că e mai greu să lucrez cu oameni mai puțin profesioniști, mai pentru că eu nu sunt profesionist în domeniul ăsta. Eu sunt un om ca și Alina, care a terminat facultatea de teatru, am terminat UNEATC-ul, am făcut și masterul tot acolo la UNEATC, am lucrat foarte mult în teatru, mult mai mult piese de teatru de tip clasic decât cele mișcate, și cele în care mă mișc sunt cele pe care le-am lucrat cu Gigi și cu Miriam Răducanu. Așa și că, în care tot spui câte ceva, există niște cuvinte acolo. Unde ei îmbină foarte bine tot ce înseamnă actorie cu tot ce înseamnă mișcare. Sau, de fapt, ele nici nu sunt așa de desfăcute una de cealaltă. Pentru că, nu știu, așa cum zicea Gigi la un moment dat, dacă ne gândim, noi acum stăm de vorbă și în momentul în care eu vorbesc, deja am o coreografie a cuvintelor pe care le scot din gură. Numai că ne gândim la faptul că laringele vibrează într-un anumit fel, încât mie îmi servește cât să ajungă informația la tine, la telespectatorii care ne privesc, asta deja este o coreografie prin sine însăși. Și tocmai de asta noi tot timpul ne mișcăm fără să ne dăm seama că ne mișcăm. Și cred că noi oamenii în ultima vreme parcă avem o conexiune mai puțin mai slabă între noi și corpul nostru. Ar trebui să fim un pic mai legați de el, și tocmai de asta cred că este o nevoie mai mare ca oamenii care au joburi, mai ales care stau la birou, sau joburi în care se mișcă mai puțin, să își ofere șansa să se miște mai mult. Spuneam că sunt legat de oameni care știu să facă profesia, că nu sunt deloc dansator. Dar între timp, făcând 8 spectacole cu Gigi acum, lucrând cu doamna Miriam Răducanu foarte mult, cred că am devenit și destul de mișcător, și destul de dansator, dar într-un sens strâns legat de actorie.
O să vreau să vorbim, pentru că repetițiile pentru spectacolul acesta au fost, să le spunem, cel puțin inedite, nu? Adică da. Gigi Căciulean a fost la Paris, nu? Voi ați fost aici la București. Și apropo de cum au decurs repetițiile acestea, vreau să vedem un material și, evident, vorbim apoi despre el. Perigă. Nu! Crocodilul nu e și nu va fi ferică. Ferică. În jungla noastră, carnivoro-vegetală, nu! Crocodilul nu e și nu va fi ferică. Cam așa au arătat. V-a făcut plăcere, nu-i așa, să vedeți cum ați arătat la repetiții și cu siguranță cred că i-ar face plăcere să facă din nou, poate, nu știu, repetiții cu voi, dacă mai e nevoie după ce ați trecut de premieră și ați avut deja câteva reprezentații și domnului și maestrului Gigi Căciuleanu, care este în legătură cu noi, dansator, coregraf, profesor, creator de școli de dans și cred că e important să punctăm și faptul că ați fost decorat în Franța cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor. Bună seara și vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi. Da, sper că vă... La Biarritz, afară, e veșnică primăvară și uite, sunt printre frunzișuri care se mișcă și ele. Așa cum zicea Laria din aur, că mișcarea este peste tot, oriunde, oricum, numai că trebuie luat... afidele de cozonac și puse frumos una lângă alta ca să iasă un spectacol. Aș vrea să ne spuneți cum de ați acceptat această provocare de a lucra cu Lari și cu Alina, mai ales în aceste condiții, la distanță, prin Zoom, fără să vedeți, fără să-i simțiți, fără să știu foarte bine, pentru că mi-ați mărturisit, v-ați cam enervat, dar cu toate astea ați acceptat provocarea asta. Da, nu, eu mă enervez foarte ușor, foarte pasionat și, în primul rând, nervii sunt împotriva mea, pentru că nu reușesc să transmit exact ce vreau. Iar când există între noi un burduf enorm de hău, așa, adică eu sunt la un capăt de ecran, ei la celălalt, și între noi este un maț care ne duce peste toată Europa, câteodată mi se făcea rău și mă apucau toate pandaliile, pentru că nu puteam să intru în acel produs și să ajung până la ei să pun mâna pe ei. De-aia, vedeți că îi spun la un moment dat, Aline, pune mâna stângă pe scaun, dar nu ca să pună mâna stângă pe scaun, era doar un reper, pentru că n-aveam cum să-i arăt. Îi măsuram spațiul, de fapt a trebuit să învăț să măsur spațiul puțin altfel, iar ei să-l măsoare și ei prin această măsurătoare, deci un fel de măsurători cu ecuațiile alea cu mai multe necunoscute. Da, a fost greu, dar nu eu am acceptat provocarea, ei au acceptat-o. Probabil că ei v-au povestit povestea și Lari a venit cu ideea, după aia ei au lucrat un pic, după aia eu i-am luat în primire și am chinuit ca pe coți de cai și uite că, da, nu se poate face dans fără... Fără, așa cum meșterul Manole își îngropa nevasta, era un porc, pentru că nu trebuia să-și îngroape nevasta, trebuia să îngroape el însuși. Iar eu mă simțeam ca meșterul Manole îngropându-mă încet, încet în clădirea aia pe care o construiam și pe ei odată cu mine. Dar a fost un timp pentru mine să văd și că nu pot. Dar uite că am reușit să transpersăm acel, să străpungem acel burduf și ei au acceptat. Și le cer scuze dacă câteodată chiar îmi ieșeam din țâțâni, dar nici ieșitul din țâțâni nu mi-a ajutat să fug prin canalul acela dintre noi. Și uite că totuși, cred că ne-am întâlnit pe alte, mi-am dat seama că în aceste momente te întâlnești cu omul așa pe niște tărâmuri telepatice, pe niște tărâmuri de nebunie reciprocă.
de nebunie transmisă de unii la alții. Adică eu le transmiteau nebunia mea și simțeam cum aspir nebunia lor. Numai așa se poate, cred eu, învăța decât când spun niște obstacole în față și încerci să le străbați, să străbați jungla, așa, să intri prin junglă și să tai cu secura și să ajungi undeva. Atunci, când ajungi la un luminiș, ești mult mai satisfăcut decât dacă ai fi trecut așa prin cum deschid. Vreau să spun un lucru, ascultând Arca, pe Alina mai puțin, pentru că am prins emisiunea mai din zbor. Vreau să vă spun un lucru foarte frumos pe care l-a spus prin scris Ileana Lucaciu. Ea a scris o cronică pentru ultimul spectacol, Chirița, pe care l-a făcut Dumnezeu și Lari, protagonizează superb, e minunat, și mai minunat, adică fiecare dată și mai minunat, și mă minunesc cât de minunat putem fi de fiecare dată mai mult și mai mult, de vorbesc de ei. Ileana Lucaciu a scris Dans Actotul. Actot. Mi s-a părut foarte frumos acest lucru. Eu n-aș fi îndrăznit venind de la mine, dar venind de la altcineva, îmi place și vreau să recuperez acest termen. Dans actotul, adică nu numai actor și dansator, ci cineva care poate face tot. Tot înseamnă foarte mult și foarte puțin în același timp. Adică foarte puțin, ca la homeopatie, pot face foarte mult. Iar acest lucru, unde tot înseamnă și între, dar înseamnă și de-a întregul, că nu e același lucru. Și jocul între cuvânt și mișcare, cuvântul e inefabil, el zboară, verba volant, nu știu, ai spus un lucru de atât. Mișcarea la fel, se petruiesc, cum văd mișcări, văd aceste plove din ceasplova, de când tot era cu auriu, cu negru, cu scris de mână totul. Artanal. Deci Artanal s-a făcut cu trup și suflet în ceea ce fac. Bun, asta ar însemna dans actotul. Deci am găsit un nou termen pentru Lari și Alina. O să vă rog să mai rămâneți puțin alături de noi, pentru că vreau să îi întreb, ați zâmbit cel puțin când Gigi Căciuleanu spunea anumite lucruri, apropo de cum a fost la repetiții și dacă a reușit să vă scoată din sărite sau nu. Cert este că a fost greu, Alina, pentru că spuneai și ceva mai devreme și mi-amintesc, cred că recent într-un interviu, spuneai ceva de genul că începi urând, ai început urând acest spectacol, dar ai terminat iubindu-l. Explică-ne, te rog, cum e limita asta. Se spune că e o limită foarte fină între iubire și ură uneori. Toate spectacolele care m-au transformat și care m-au împlinit și m-au crescut ca actriță au fost exact așa. Am început urându-le din tot sufletul. Pentru toate? Adică toate. Cam asta este povestea mea de dragoste cu teatru, cu scena. Dar încep urând în ceea care ce fac, pentru că nu înțeleg, pentru că mă simt prea proastă, prea mică, prea imposibilă, prea lipsită de strălucire, prea puțin, mă simt prea puțin. Da, de ce? Iartă-mă, nu pot să nu te întreb. De ce? Când vedem oameni precum Gigi Căciuleanu și probabil cu siguranță mai sunt, oameni care te recomandă, iată, care... N-are nicio legătură cu... Nu, n-are, nu, n-are nicio... Exact. Nu, și nu cred că e ce se vede cu ce ești. Cred că e cum te simți tu în raport cu un rol nou, cu o lume nouă, cu un limbaj nou, cu un univers nou, cu noul care ne sperie, n-are cum să nu ne sperie, și cu faptul că arta, teatrul, dansul, cariera lui Gigi, potențialul nostru, până încep să se pună în mișcare și să coexiste și să se ungă unele pe celelalte, durează. E nevoie de cum se cunosc doi oameni care se îndrăgostesc și se descoperă în fiecare zi, așa se întâmplă și noi cu rolurile pe care trebuie să le interpretăm. Și pe măsură ce descoper în mine, în primul și în primul rând, resorturile potrivite să ating corzile pe care Gigi deja le știa și știa foarte bine ce voia de la noi,
până să ajung în punctul acela, durează și doare. În timp, începe să iasă din ce în ce mai mult soare și să iubești ceea ce faci. Sunt momente, Larry, în care, apropo de lupta asta care se duce, până îți dai seama că, de fapt, începe să răsară soarele, că nu sunt doar nori și nu e doar ploaie, cât durează? Sau în funcție de ce anume se schimbă lucrurile și se transformă în... Începi să devii mai optimist și să zici, da, e ok, am primit această provocare și sunt bine, o să pot să fac un spectacol bun. Păi, nu poți să fii niciodată sigur de lucrul ăsta, niciodată, dar atunci când lucrezi cu un artist, cum e Gigi Căciuleanu, știi sigur că procesul nu are cum să fie ușor, pentru că toate lucrurile pe care le faci sunt prin filtrul lui și tu cumva trebuie să te supui și să te pui în tot ce înseamnă perspectivă, viziune, concept. Trebuie să renunți la tine întru totul, tocmai pentru a lăsa loc unei alt fel de forțe din afara ta, unui alt fel de concept, unui alt fel de gândiri prin care ajungi să funcționezi. Lucrurile sunt grele și frumoase, tocmai pentru că se întâmplă procesul ăsta, care e atât de dureros, cum zicea Alina că este. Să te pui în slujba gândurilor unui om nu este deloc ușor, adică nu cred că ne este tuturor destul de greu să facem asta în viață de zi cu zi. Dar noi, actorii, atunci când avem șansa să lucrăm cu un regizor cu adevărat artist, în sensul cel mai strașnic al cuvântului, ca să zic așa, chiar trebuie să ai posibilitatea și exercițiul ăsta de a renunța la tine. Și când renunți la tine, nu e ușor, nu durează puțin, durează mult și totodată ca să înțelegi, din păcate, culmea e că atunci când înțelegi lucrurile, e mai greu decât atunci când nu le înțelegi și le faci poate dintr-una, dar lucrăm foarte mult cu capul și ne punem foarte multe gânduri din astea care mai degrabă te dau înapoi câteodată. Și asta spuneam, că de fapt e un exercițiu de a renunța la tine în tot procesul ăsta. Ați simțit, Gigi Căciuleanu, momentele acelea când au renunțat la ei și au înțeles ce vreți de la ei? Nu, Larry, dă din cap că nu. Vă spun eu că nu îl puteți vedea, deci vă traduc eu, vă rog. Da, nu, e foarte adevărat ce spune Larry, numai că s-a întâmplat pe dos. Eu am renunțat la mine de foarte multe ori. Deci a fost o renunțare reciprocă, ceea ce înseamnă, cum spunea Alina adineaură, adică e foarte curios cât de aproape este acest proces de procesul amoros, în care nu știi în ce moment personalitatea ta se confundă sau vampirizează personalitatea celuilalt, sau de câte ori cu câtă plăcere te poți lăsa vampirizat de către persoana pe care o iubești. În momentul în care am lucrat cu Larry și cu Alina și de fiecare dată când lucrez, eu trebuie să lucrez cu oameni pe care îi iubesc, nu pot face altfel. Deci renunțarea la mine nu a fost din faptul că m-am anihilat, că m-am anulat, ci din faptul că i-am iubit foarte tare și am vrut să-i pună într-o lumină foarte frumoasă. Chiar dacă eram în junglă, chiar dacă vorbeam despre jungla, și jungla umană, și jungla urbană, am vrut mereu să fie cât de frumoși. Cât de frumoși în sensul în care o ființă omenească poate să fie frumoasă. Dacă nu ar fi existat această pandemie, acest spectacol, Gigi Căciuleanu, ar fi arătat el la fel? Eu cred că da. Adică problema a fost procesul. Adică faptul că a trebuit să găsim niște feluri de a ajunge unii spre ceilalți altfel decât de obicei. Lucrurile nefiind înlesnite au fost mai grele pe moment, dar asta nu înseamnă că rezultatul nu a fost poate câteodată mai bun, așa cum atunci când strivești babele de struguri ca să faci vin din el, vinul iese mai bine. Eu n-am făcut niciodată acest lucru, dar îmi închipui că dacă pui strugurul, pur și simplu nu este un vin. Adică trebuie să treacă printr-un proces, iar acest proces, fiindu-ne într-un fel îngreunat, drumul ne fiindu-ne îngreunat cu țepi, cu tot felul de liane și animale care ne fricoșau și pe mine și pe ei,
Poate că am ajuns la același rezultat în care am fi ajuns mai, dacă am fi fost într-o sală împreună. Poate că acum, trecând prin acest proces unde am lucrat mai multe spectacole în acest fel, să integrăm, să procesăm acest lucru și să obținem același drum anevoios unii înspre ceilalți, chiar dacă suntem apropiați și ne putem atinge fizic. Vreau să spun că în momentul în care ușurința nu este întotdeauna un lucru bun, este, spunea Laria din aur, că trebuie să renunți la tine ca să faci acel lucru, sau trebuie să nu, mai bine să nu te gândești, să nu procesezi prin gândire. E foarte adevărat. E foarte adevărat. La fel fac și eu și creatorul. Adică cred că orice creator lasă la un moment dat, am eu o expresie pe care o folosesc mereu, să lăsăm pâlnile deschise și antenele desfășurate. Și în acest moment tot fel de lucruri se pot capta. Problema este după aceea să faci un tri și să le dai la o parte pe cele de care nu ai nevoie. Iar când e vorba să lucrez cu niște oameni, lucrez cu niște oameni, nu lucrez cu niște mașinuțe sau cu niște desene pe o hârtie. Lucrez cu niște oameni care, împotrivindu-se, fac lucrul mai frumos. Așa cum probabil că și un cal, în momentul în care este stăpânit de către acel călăreț, chiar dacă pe el doare și probabil că îl lovește în coastă și îl trage de frâu, dar capătă pentru spectator o frumusețe extraordinară. Poate că și pe călăreț îl dor toate alea. Eu cred că aș nebuni să stau călare pe un cal. Dar spectacolul este minunat. Iar acest, vreau să spun, calul și călărețul în sensul de centaur, în sensul în care fac de așa natură că sunt o simbioză, sunt o singură ființă. Iar în momentul când lucrez cu oamenii, devii o singură ființă cu ei. Și așa cum iubești pe ei, încerci să te iubești și pe tine, cu toate că e mult mai ușor să iubești pe ceilalți decât pe tine însă. Da, și dar acest... Așa este, vă rog, nu? Vă rog, așa este, așa este. Înțeleg foarte bine acum și ce spunea Alina ceva mai devreme. Vă rog. Da, nu. Asta vreau să spun, că este foarte interesant că obstacole, chiar și, de exemplu, un scaun le-am pus, sau o masă. Alea nu sunt doar un scaun și o masă. Sunt niște obstacole în spațiu. Și astea, nu am nevoie de ele. Mi-ar fi fost mai ușor să-i pun să vină unul spre celălalt, pur și simplu. Ce nevoie aia să pună mâna pe un spătar, să se întoarcă la stânga, nu să se întoarcă la dreapta. De ce întorsul spre stânga e mai interesant decât întorsul la dreapta? Ei, pentru că întorsul spre stânga, ducându-te spre dreapta și turcându-te spre stânga, este ca un fel de răzgândire, ca un fel de... Dacă te-ai întoarce mergând la dreapta, să te întorci tot la dreapta, ar fi ca și cum ai zice, da. E atunci când acest poate pe care îl creezi, în care lucrurile sunt ambigue, nu sunt așa ca în viață, nimic nu este negru sau alb, sunt nuanțele acelea faimoase de gri, dar intervin la noi și culorile. Când corpul intră în mișcare și cuvântul intră în mișcare, când aceste două minuni ale creației se pun în mișcare împreună, fac un duet nemaipomenit, un centaur extraordinar. Mișcările sunt vorbe, sunt verb. Verbul se conjugă, mișcarea se conjugă, iar poziție, să spun așa, sau starea în spațiu se declină, așa cum substantivele se declină. Și atunci intri într-un fel de gramatică reciprocă, chiar dacă nu știi de ea. Ei, și eu nu știu dacă cei care au scris Miorița știau gramatică. Și ce-mi pasă? Au scris o capodoperă. Alina, Lari, vreau să vă întreb, când ați înțeles despre ce este acest spectacol? Niciodată. Nu, glumesc, e o glumă, e un proces. E o glumă cu un sâmbure de adevăr, da. Pentru că, e un proces, da. Pentru că e un proces la care ne supunem de fiecare dată când jucăm spectacolul ăsta. Tocmai și de aceea spectacolul e diferit, nu? Pentru da, că... e ca veșnica întrebare, de ce mă iubești? Nu știu, pur și simplu știu că te iubesc. Păi de prin ce? Toate celulele mele simt că te iubesc. Dăm măcar câteva argumente, nu? Pentru că... Eu am înțeles că acest spectacol este
ca, nu știu, cea mai frumoasă zi din viața unui om pe care o ține minte toată viața, pe măsură ce l-am jucat. La început îmi plăcea, dar în continuare mă simțeam crispată, dar în continuare simțeam că nu sunt suficient de puncte, puncte. Asta pentru că aveai tu pretenții foarte mari de la tine sau simțeai că... Și pentru că spectacolul e într-adevăr foarte complex. E foarte complex. Poezia, universul artistic al lui Gigi e foarte complex și poate fi oricum. Și în același timp nu poate fi oricum. Lari, poți să intervii, te rog. Adică oricum aveți chimie și știți. E foarte adevărat ce spune Alina. Este un spectacol care nu seamănă cu niciun alt spectacol, în primul rând. Adică oamenii, dacă vin să vadă acest spectacol, e bine să se lase în vraja a ceea ce se întâmplă între noi doi, în vraja unui text care e pe cât de abstract, pe atât de concret, pe cât de metaforic, pe atât de cu umor, pe cât de ludic, pe atât de serios. Și tocmai asta e că mie mi se pare că spectacolul ăsta, oamenii nu vin la un spectacol de teatru, vin la o experiență care ține de mijloace teatrale pe care Gigi le stăpânește cum numai el știe să le stăpânească. Toate spectacolele lui, după părerea mea, nici nu știu dacă dadaismul a fost inventat, bine, a fost inventat că cineva i-a pus un nume, dar pare că Gigi este un precursor al dadaismului și totodată parcă nu. Adică parcă e mai mult decât atât și mai puțin decât atât în același timp și totuși mă face să înțeleg lucruri și totuși mă pune în tot felul de dileme. Tocmai că spectacolul ăsta este așa, ca niște semne de exclamare și semne de întrebare și niște puncte-puncte, cum zicea Alina mai devreme, dar care ți oferă cu adevărat experiența unui show, unui eveniment la care particip ca spectator. Ce-mi place mie mult când jucăm spectacolul ăsta este că de când am intrat în scenă și până la aplauze, eu nu exist. Eu ca entitate, persoană fizică, Alina Petrică, nu exist. Nu am timp, n-am o secundă de respiro în care să-mi dau seama că exist, că sunt. Nu, adică e atât de concentrat și atât de puternic și atât de... vrea atât de mult de la mine, încât din momentul în care am pășit și s-a deschis ușa și am intrat în lumea asta, până la aplauze, sunt doar acolo. Pentru că altfel, asta de fapt e ce am început să iubesc enorm la spectacolul ăsta. Mi-am dat seama că ori așa, ori altfel nu se poate. Pentru că altfel, dacă o secundă îmi scapă mintea, să mă gândesc indiferent la ce, îmi scapă și spectacolul. Cum spunea Gigi despre cal, îmi scapă calul de sub mine, adică și eu rămân în aer. De fapt, despre asta ar trebui să fie, nu? Pentru că toți cei, pentru că vorbeam ceva mai devreme cu Alina despre toate cărțile de dezvoltare personală și tot felul de coach care ne învață tot felul de lucruri, să fim prezenți. E de a fi prezent acolo întru totul, nu? E de a fi prezent fiind absent și fiind să fii absent fiind foarte prezent. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră în care era adresată Alinea din Aur, ceea ce este foarte pasionant pentru mine ca spectator al acestui spectacol, de fiecare dată îmi dau seama că acești doi oameni, acest bărbat, această femeie, în puterea cuvântului, devin din ce în ce mai înțelepți. Înțeleg de fiecare dată mai multe lucruri, ceea ce înseamnă că îl face să înțeleagă și pe spectator. Ei l-au înțeles intelectual dintotdeauna, de la început, însă acum au început să-l înțeleagă cu sufletul și fiecare spectacol, la fiecare spectacol este un pas înainte spre înțelegerea acestui spectacol cu mintea. Mintea în sensul nu al creierului, ci al unei entități foarte puternice care înglobează ființa umană și pe călăreț și pe cal. Și această minte se deschide și palpită, așa ca un fel de inimă vie. Și de fiecare dată am impresia că înaintăm în ceva. Și eu descoper de fiecare dată multe lucruri pe care le-am intuit sau le-am scris cu scritură automatică. Pur și simplu le-am scris, mi-au venit să le scriu și le-am intelectualizat de-abia după aceea. E bine, această trecere dinspre intelectual spre carnal, spre sufletesc, mi se pare foarte interesant și foarte, foarte, dacă e o reușită în acest spectacol, este aceasta.
O să vă rog să rămâneți, evident, pentru că mai am o întrebare pentru dumneavoastră, dar înainte, foarte scurt, vreau să trec pe la voi doi, Alina, Lari. Ce ați învățat voi despre voi din acest spectacol? Sau ce învățați, poate, de fiecare dată din acest spectacol? Lari? Alina? Știi că e foarte greu să pui punctul pe i, așa cum ne cer tu, pentru că nimic nu e definitiv cu adevărat. Tot timpul, cum spunea și Gigi mai devreme, înveți lucruri despre tine când te afli într-o experiență ca asta de scenă în care ești prezent tot timpul acolo, în care nu mai ai timp să te gândești că mai ești și tu, când te pui în slujba unui tot, unui întreg, unui moment, pentru că știi cum e ca și când vezi butonul ăla roșu de la televiziune care apare în fiecare zi când trebuie să intri în direct on air, păi ești on air și practic nu mai acolo ești. Înveți foarte multe lucruri despre tine, nu știu, de la lucruri foarte concrete fizice, că uite, trebuie să respiri într-un anumit fel, până la lucruri pe care nici nu știai că le poți înțelege. Eu am revelații în timpul lui, adică revelații cu privire la text, revelații cu privire la mine, revelații cu privire la Alina și ce se întâmplă între noi. Înveți multe lucruri. Mi-e foarte greu să fiu concret. Și poate că înveți să accepti mult mai ușor o altă provocare. Nu știu. Zic, Alina. Eu am înțeles că asta este meseria vieții mele. Și că pur și simplu suntem extrem de norocoși. Mă simt extrem de norocoasă că pot să fac asta. Și că pot să urc pe scenă și că pot să întâlnesc oameni și parteneri și maestri și monștri și putem să învățăm, putem să ne cunoaștem, putem să ne tragem unii pe ceilalți, putem să tragem unii la ceilalți și asta înseamnă o parte uriașă și o parte extrem de frumoasă din viață. Și e foarte frumoasă viața trăită, punct. Asta mă învață spectacolul ăsta, că viața trebuie trăită și că orice junglă are și lucrurile ei mai acaparatoare, mai grele, mai care te mănâncă din interior, dar în același timp jungla aia e viață. Că e o chestie care trăiește și pe măsură ce trec secundele și clipele, ea trăiește, trăiește, trăiește. Aș vrea să mergem pentru o concluzie și ultimul minut la Paris, la Gigi Căciulanu și v-aș întreba ce ne trebuie să învățăm noi, nu știu, românii, noi ca nație, ca să ne mișcăm mai articulat, să zic. Curaj. Da, să ne mișcăm, cred că ar trebui să învățăm cu toții, omenirea întreagă, pentru că o luăm cam razna în momentul de față. Și dacă ne-am gândit și la, nu numai la ceea ce ne sperie și ceea ce este periculos în jungla în care trăim, există și aceste luminișuri unde ne putem întâlni, putem, nu știu, mânca ceva împreună, să bem un pahar de vin și să uităm că totul este greu, pentru că totul este greu, de fapt. Dar faptul de a trece peste obstacol, cred că îți dă și o satisfacție. De asta am înțeles și eu acum, am învățat foarte multe, ca să răspund la întrebarea de dinainte, de la Alina și de la Lari. De la Lari învățasem deja de mult, de la Alina am început acum să învăț și am învățat foarte mult. A fost pentru mine o lecție de feminitate, de frumusețea acea lunară pe care un bărbat nu o descoperă decât rar și cu greutate, dar când o descoperă este foarte frumoasă. Și acest aspect lunar, acest spectacol al feminității, mi se pare foarte interesant la un personaj ca Alina, care este în același timp și mișcătoare și vorbitoare. Amândouă, deci nu este numai o tăcătoare, adică cineva care tace.
E pur și simplu minunat să vedem când cineva, cum e Gigi Căciulanu, mulțumește altcuiva și spune că a învățat de la acel om. Gigi Căciulanu, Lari Georgescu, Alina Petrică, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în această seară alături de noi. Vă felicităm și succes în continuare în toate proiectele pe care le veți avea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. Casa din vis, pitită, în poiana cu lemne seci, sârmă cu ghimbi, umbră dungată peste hai.